salut și bine v-am găsit la conexiunile videointerfonului de la Dahua. Pentru a vă arăta cum funcționează videointerfonul, noi am ales să conectăm o ială electrică. Avem nevoie de două alimentatoare de 12V, o mufă DCM tată, o mufă DCF mamă și niște conectori. Conectăm primul alimentator cu mufa DCM, legând roșu la plus și negru la minus. Acum vom conecta alimentarea cu 12 pin la mufa DCF, legând roșu la plus și negru la minus. Introducem alimentarea cu 12 pin în interfon, după care urmează cablul de rețea. Aici avem firele iale electrice. De jos în sus avem normal open și comun. Acum vom lega firul comun din videointerfon la unul dintre firele ialei folosind un conector. Pasul următor. Legăm alimentatorul de 12V cu firul roșu plus și firul normal open din videointerfon printr-un conector. Firul cel negru din alimentator îl legăm în conector cu firul rămas din iala electrică. Alimentăm rețeaua și introducem videointerfonul în alimentatorul de 12V. Introducem apoi cele două alimentatoare în priză și pe interfon ne apare un LED roșu. După ce LED-ul roșu s-a stins, ne apare pe butonul de apel un LED albastru. Videointerfonul este gata pentru configurare. Eu vă aștept pe site-ul nostru www.a2t.ro pentru mai multe produse. Vă salut și ne revedem data viitoare la un nou tutorial!